a spus colega mea, astăzi vă voi prezenta câteva dintre activitățile desfășurate de către polițiștii rutieri pe linia siguranței rutiere la nivelul județului Vrancea. În anul 2024, activitatea polițiștilor din structurile de poliție rutieră și cele de ordine publică s-au concentrat atât pe asigurarea fluenței traficului rutier și desfășurarea acesteia în condiții de siguranță pe toate axele județului, cu precădere pe DN285, unde valorile de trafic se mențin ridicate, cât și pentru reducerea numărului de evenimente rutiere. Relevă faptul că viteza excesivă este principala cauză de producerea accidentelor, urmată de nerespectarea distanței corespunzătoare a vehiculelor în trafic și aceea de a crea cauză în disciplina viitorilor. Pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de trafic, au fost înregistrate 9 accidente grave, soldate cu 2 persoane decedate și 8 rănite grave. Din cauza nerespectării distanței între vehicule, s-au produs 8 accidente rutiere grave, în urma cărora o persoană a decedat și alte 8 au fost rănite grave, iar în ceea ce privește indisciplina pietonilor, s-au înregistrat 6 accidente grave, soldate cu 2 persoane decedate și 4 rănite grave. Dispozitivul de circulație rutieră a fost redimensionat permanent și adaptat potrivit intervalelor orare, zilelor și zonelor în care s-au produs cele mai multe accidente de circulație, acționându-se și în sistem integrat cu polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică. Aș vrea să fac o mențiune cu privire la acest aspect. În fiecare zi, polițiștii de ordine publică patrulează, în fiecare seară, începând cu ora 19, patrulează pe sectorul de drum național 2, 85, împreună ajutându-i pe colegii noștri de la Serviciul Rutier pentru limitarea producerii accidentelor. Având în vedere valorile de trafic înregistrate pe DN285, polițiștii au acționat permanent prin patrularea pe acest segment rutier cu semnale luminoase în acțiune pentru asigurarea vizibilității autospecialelor de poliție în trafic și prevenirea încălcărilor normelor rutiere de către participanții la trafic. Au fost folosite aparatele radar din dotare și pistoalele tip radar pentru combaterea nerespectării regimului legal de viteză pe toate categoriile de drumuri unde s-au înregistrat frecvent accidente de circulație pe fondul vitezei excesive. În acest sens, au fost organizate și desfășurate acțiuni pe linie de viteză în cascadă, împreună cu polițiști din județele Bacău, Buzău și Covasna. De asemenea, în cadrul acțiunilor coordonate de către Direcția Rutieră, Serviciul Rutier Vrancea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului General de Aviație, traficul pe DN285 fiind monitorizat cu un elicopter în vederea creșterii gradului de disciplină rutieră prin identificarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere. Polițiștii Serviciului Rutier au organizat de asemenea 19 acțiuni în baza dispozițiilor Direcției Rutiere pe linia transportului de marfă și persoane, denumită acțiunea Tracker în pas, folosirii centurii de siguranță pentru combaterea vitezei excesive și a prevenirii consumului de alcool și substanțe interzise. Astfel, la nivelul Serviciului Rutier, au fost organizate 185 de acțiuni pe linia reducerii riscului rutier, 99 de acțiuni au vizat combaterea nerespectării regimului legal de viteză și aplicate peste 24.000 de contravenții, din care 23.480 au fost la regimul rutier și 900 la alte acte normative. În perioada următoare, prioritatea structurilor de poliție rutieră se va concentra pe activitățile care convert către reducerea riscului evenimentelor în rândul participanților la trafic, precum și pe cele de verificare a infrastructurii rutiere din zona adiacentă unităților de învățământ și a mijloacelor de transport în comun, având în vedere deschiderea noului an școlar. Că ziua de luni între anumite intervale orare și ziua de joi. În aceste două zile se produc cele mai multe accidente de circulație pe radarul Vrancea. Comunică toate centrurile de abatere, iar polițiștii de la sol opresc conducătorii auto și îi staționează. Oricând suntem sesizați cu privire la producerea unei contravenții sau, atât mai grav, unei infracțiuni, intervenim și luăm toate măsurile legale care
indiferent de modul de aducere la cunoștință a bateriei. Asta va face verificări suplimentare și atunci când suntem convinși că persoana respectivă a săvârșit respectiva contravenție sau infracțiune, rețetăm toate măsurile legale care se iau. Deci, aici nu avem nicio cameră fixă care să înregistreze viteza și să sancționăm abuzurile pentru depășirea limitei de viteză. Noutăți, nu vă pot spune alte noutăți decât cele care s-au dezbătut deja intens în spațiul public. Cert este că la nivelul județului Vrancea nu avem sau nu am avut și nu avem situații de persoane, conducători auto cărora să se limiteze, să li se limiteze dreptul de a conduce pe o perioadă mai lungă și să avem un rezultat negativ la și ne referim aici în special la substanțe psihoactive. În legătură cu aceste rezultate, așa zis, falsi pozitive, aparatele pe care le utilizează Poliția Română sunt omologate, sunt aparate pe care le folosesc polițiile din întreaga lume, deci nu sunt dedicate României. Ele depistează anumite substanțe care se pot găsi, spre exemplu, și în medicamente, deci nu sunt falsi pozitive, ele sunt pozitive, de aceea conducătorul auto sau persoana care urmează să meargă cu auto ar trebui să citească inclusiv prospectele medicamentelor. Acum s-a reglementat și este o reglementare foarte bună.